subiect de lege care, prin care vreau să se modifice viața politică din România. Este vorba de modificarea prevederilor în înființarea unui partid politic. Pentru că competiția politică trebuie să vină nu din mărimea și din numărul de susținători cerut la înființarea unui partid politic, ci din promovarea ideilor, a obiectivelor și, evident, modul în care câștigi electoratul, indiferent de câți membri sunt la început, mai puțin pot fi la, pe la mijloc spre final mai mulți. De aceea, propun prin acest proiect ca un partid politic să se înființeze cu 500 de membri fondatori minimum, astăzi sunt 25.000. De asemenea, propun ca acești 500 de membri fondatori să fie din, minimum 10 județe sau 9 județe și circumscripția electorală a românilor domiciliați în străinătate. Astăzi, cei 25.000 de membri fondatori ceruți de lege trebuie să provină din 18 județe. Deci, repet, ce vrem prin acest proiect? Un partid să se înființeze cu numai 500 de membri fondatori care provin din 10 județe ale țării, minimum. Sau circumscripția română din străinătate. Este o reducere drastică față de prevederile actuale ale legii, care, repet, cere 25.000 de susținători și care se provină din 18 județe ale țării. Trebuie să vă spun că nicio altă țară din Uniunea Europeană nu există cifre ca în România, de genul 25.000. Există în Federația Rusă 40.000, dar ne uităm spre Europa. Și să vă spun câteva cifre din Europa. În Austria se cere un singur membru fondator pentru un partid politic. Spania și Slovenia, 2 membri fondatori. Belgia, Franța, Germania, Olanda, Luxemburg, Italia, Marea Britanie, 3 membri fondatori pot face un partid politic. Portugalia cere mai mult, 7.500, oricum nu cât cere România. Am analizat toate aceste lucruri. Sunt și țări care cer un membru fondator de pildă, dar susținut de 10.000 de susținători, de semnături, deci avem 10.000. Și am ajuns la concluzia că 500 de membri fondatori este o cifră bună pentru România, având în vedere populația României. Este un număr rezonabil și respectă dreptul de asociere prevăzut de Tratatul de la Lisabona. Prin acest proiect vrem să dăm posibilitatea ca în competiția politică să intre și partidele mai mici, să se înființeze partide care să promoveze idei, valori noi și competiția politică să fie, de fapt, cum convinge fiecare electoratul. Pot fi mai puțin la început, dar pot convinge electoratul și atunci vine mai mult electorat pe ei. Deci e vorba de libertate de asociere, e vorba de libertate de exprimare politică, e vorba de o competiție politică puternică și făcută de mai mulți, care nu poate să ne aducă decât mai multe valori. De ce acum? Pentru că este început de sesiune parlamentară, proiectul l-am scris și va fi susținut de grupurile parlamentare ale PDL și iarăși un al doilea răspuns la de ce acum. Pentru că nu se va aplica acestor alegeri, deci se va aplica în viitor. Deci nu este, nu poate fi adusă nicio acuză că e un scop ascuns în spatele acestui proiect.